bunny 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 bunny. Hei, bună, bine v-am regăsit la un nou episod din Hoți Cibernetici, în care o să discut despre țeapă, iar țintele acestei țepe sunt urmăritorii lui George Buhnici. Iar țăparul nu este George Buhnici, ce să vezi, doar că vizați sunt urmăritorii lui. De obicei, știți cum decurs schemele astea, un influencer, un formator de opinie, are deja un public format, iar dacă e să promovezi vreo scamatorie, vreo țeapă, babe dealers, ba un max bilioner, ba o schemă cu Forex, ba nu știu ce, o promovează în fața publicului lui, nu în fața publicului altuia. Doar că de data asta niște persoane vor să promoveze o schemă piramidală. Și cum acele persoane nu au un public al lor, au sărit pe publicul lui George Buhnici. Cel puțin o persoană a făcut asta. Cum așa vă întrebați? Hai să vă explic cum stă toată treaba. Mi-a trimis David, un urmăritor de-al meu și de-al lui George Buhnici, un screenshot cu un mesaj pe care l-a primit de la o individă care a spus că vai ce tare e George Buhnici, că e foarte mișto. Nu ai vrea să-ți prezint o oportunitate de afaceri pe tema network marketing? Și am spus lui David să continue discuția, că pare interesant. Și individa a spus că este vorba despre compania MyWorld și despre aplicațiile Cashback și Lyconet și că sunt mai multe oportunități de a face bani, că e mult de scris și că dacă este ok, dacă e să poartă o discuție audio-video pe Zoom. Și am spus lui David să-i spună că are și el un prieten interesat, care tot așa îl urmărește pe bunii și dacă putem participa amândoi. L-a întrebat pe David câți ani am și cum mă cheamă, i-a spus David că mă cheamă Ciprian și că am 23 de ani, iar mai departe ne-am auzit pe Zoom. Vineri, la ora 19, am purtat o discuție de jumătate de oră cu individa asta, împreună cu David. La început am făcut pe habarnistul că nu știu nimic despre, tip a pus întrebările cheie, cu ce ne ocupăm, ca să înțeleagă cam câți bani facem, dacă dorim mai mulți bani, etc. Și încerca să explice cum se fac bani și cum ce ne prezintea nu este de fapt o schemă piramidală, care este interzisă, ci este un MLM. Deși Curtea de Apel Elvețiană, Autoritatea Italiană pentru Concurență, mai multe instanțe judecătorești din Austria, Autoritatea Norvegiană pentru Jocuri, autoritățile din Elveția și lista continuă au spus clar că este o schemă piramidală și compania a fost interzisă în mai multe țări și aici am selectat esențialul cu roșu de pe pagina lor de Wikipedia. Aveți aici toate detaliile care sunt verificate de zeci de surse. Aveți Google-ul la dispoziție să o faceți în caz că vreți să aflați mai multe detalii, că eu am făcut-o deja. Și pe lângă au loc investigații și în Ungaria, Polonia, Franța, Grecia, Mexic, Germania și Lituania și bănuiesc că și prin alte țări. Până și la televizor un individ de la Lioness a făcut de râs, încercând să explice că de fapt nu este o schemă piramidală, domnule. Săracu investise o grămadă de bani și ca să scoată bani trebuia să adevenească oamenii să plătească și ei sume de bani pentru a câștiga mai mulți dacă adu la rândul lor oameni care să plătească suma de bani. Vedeți acum clipul. Andy, we are here's, not, here's the way here, it works. The just simply. You're simply. Losing us. Line us up here. Okay? Here's me. And here's the five dragons under me. And start somebody. Here. Yes. And then it gets bigger and bigger, bigger and bigger and bigger. And bigger. What did I just make, Andy? Pyramid scheme. E o schemă amplă, pur și simplu am zeci de taburi deschise și stau de câteva zile ca să înțeleg exact mecanismul din spate și ca să mă documentez. S-ar putea să zic și chestii rănate pe aici pe acolo, dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, puteți să faceți niște căutări pe internet și o să vedeți că marea majoritate a oamenilor, ba oameni păcăliți, ba oameni din domeniu, ba autorități, ba alți oameni, spun că este o țeapă, că este schemă piramidală. Mai puțin dacă sunt afiliați de lor care au un interes la mijloc, evident, așa că vor avea numai vorbe de bine despre companie. Se strâng într-un loc și încearcă să lase impresia că e de bine, îi observați cum s-au strâns și pe topicul ăsta, ciudat că doar ei au vorbe de bine, precum individul de la televizor. Dar vorbele astea nu țin chiar atât de cald, pentru că s-au strâns și amenzi uriașe, o să vorbesc imediat despre. Întorcându-ne la conversația avută cu individa care încerca să ne aburească, care a țintit urmăritorii lui George Buhnici, făcând asta citind un script cel mai probabil pe care l-a primit de la cineva și l-a modificat ca să se simuleze pe ea. Întorcându-ne la ea, am redus discuția pe care am purtat-o la câteva minute, o vedeți acum. De la început vreau să vă spun că oportunitatea cu care ați fost căutați nu este de a câștiga ușor, repede și mulți bani. Dar cred că asta tu știi bine, să pleacă repede și mulți bani, dar trebuie să depui în efort necesar. Nu știu dacă știți pe Robert Kiyosaki, care a scris Tată bogat, tată sărac. Principala idee e doar că el și Donald Trump au o carte împreună în care ne spun de ce network marketingul e afacere foarte bună. Pe scurt, e vorba că se poate combina foarte ușor cu mentorarea. Ce înseamnă asta este fix în interesul meu ca eu să-i ajut pe cei care sunt în echipa mea să aibă succes, că dacă lor le merge bine, la fel merge și mie bine. Ideea principală doar atâta este. În România, cam puțin știu ce este network marketingul sau nu prea au auzit de acest lucru. Dar aici, în Ungaria, mulți au o opinie negativă. Și vă și spun de ce. Primul motiv este că foarte mulți se încurcă cu jocul de piramidă. Nu știu dacă voi știți ceva de jocul de piramidă. Schemă piramidală, să zicem, da.
Da. Și explic care este diferența între astea două. Jocul de piramidă, mai ales ce era de mai demult, în primul rând este ilegal. În al doilea rând, cum funcționa? Tu plăteai o sumă de bani, iar acei bani erau împărțiți celor care erau deasupra ta în carieră. Nu primeai nimic în schimb, nici un produs, nici un serviciu și nu puteai să câștigi mai mult decât cel care te-a dus pe tine în sistem. În network marketing, ce se întâmplă? Maxim putem să spunem că este vorba de sistemul jocului de piramidă, cum ar veni, dar dacă ne gândim la urma urmei, acest sistem este peste tot, chiar și la o firmă. Este directorul, managerii și tot așa până la angajați. În network marketing, tu plătești un cost de activitate, dar trebuie să primești în schimb ori produs, ori serviciu. Și poți să câștigi mai mult decât cel care te-a dus pe tine în sistem. Dacă astea sunt valabile, network marketing, dacă nu, atunci e jocul de piramidă. Ok, și să știți, eu înainte să mă ocup de network marketing am fost în asigurări cam un an jumate. Dar după aceea au intervenit niște lucruri și a trebuit să mă caut puțin într-o altă afacere și așa m-am întâlnit cu network marketingul. Doar că a fost o mică problemă, nu știam cu ce firmă să colaborez, că sunt o mulțime de firme. Dar de la momentul am învățat că nu mai există două tipuri de afacere. Prima, așa zisele, vitamine. Aici sunt astfel de produse sau servicii care e bine să le avem. De exemplu, produsele de înfrumusețare, suplimentele alimentare și tot așa. E bine să le avem că sunt bune, dar cam atât. Dacă vine o stare de criză, oamenii fix la asta renunță în prima fază. Al doilea tip de afacere este, așa zis, calmantul. Aici sunt astfel de produse sau servicii care sunt necesare, sunt esențiale în viața de zi cu zi. Și dacă ne uităm la o stare de criză, oamenii ce vor? Vor mai mulți bani? Dar cum pot obține mai mulți bani? Ori dacă cheltuie mai puțin, ori dacă câștigă mai mult. Și aplicația Cashback de care i-am scris lui David, fix cu astea se ocupă, ajută oamenii să economisească, adică o să cheltuie mai puțin, căci câteva procente după cumpărături le primesc înapoi direct pe cardul bancar. Până aici, dacă totul e clar... Da, tu acum ai citit un script sau? Poftim? Tu acum ai citit un script, un scenariu sau? Nu, eu asta o am. Într-adevăr am aici scriptul în caz că ui ceva, dar bineînțeles. Căci eu de ce astea le fac în limba maghiară. Vreau să te întreb ceva. Da. De ce l-ai contactat pe David în primul rând? Pentru că îl urmărea pe George Buhnici? Da. Bun, și care este legătura între George Buhnici și schema asta piramidală? În pardon, MLM-ul ăsta. Poftim? Care este legătura între George Buhnici și acest MLM? Păi legătură mare nu este, sau la ce te referi? De ce l-am contactat fix pe David? Am înțeles. Bănuiesc că ai contactat mai multe persoane care îl urmăresc pe George Buhnici, nu? Corect? Bineînțeles, da, asta este network marketingul. Bun, și ce l-a recomandat pe David? Doar faptul că îl urmărește pe George Buhnici? În primul rând, da. Tocmai de asta fac un zoom ca să îl cunosc mai bine. Căci nu vreau să lucrez cum ar veni cu oricine în echipă. Dar din prima el e puțin cam sub minus, căci are doar 15 ani. Dar totuși merge bănuiesc, nu? Cum adică dacă are 15 ani, nu, doar de peste 18 ani? Așa da, este. Dar peste 18 ani? Da. Păi și bănuiesc că David ți-a comunicat de la început că are 15 ani, nu? Nu mi-a comunicat. A, deci tu acum ai aflat că are 15 ani. Da, exact. Eu prin scris doar iau legătura cu omul, de asta îl schimb la un zoom și atunci așa putem să discutăm. Îi prezint ideea, dar îi place. Pe David l-a întrebat totuși câți ani am eu. Prietenul lui, nu? Da, într-adevăr. Păi și de ce ai omis să-l întreb și pe David câți ani are? Uite că nu mi-a venit ideea, dar stai puțin, tu acum ai venit ca să iei apărarea sau nu înțeleg această idee? A, nu, doar întrebam ca fapt divers. A, ok. Pentru că ce faci tu este o schemă piramidală și este un schem, adică este dovedit pe internet, este direct de la bază, înțelegi? Găsești o grămadă de articole, doar cauți My World și gata, sau schemă piramidală și gata. Înțelegi, adică sunteți demontați. Da, doar că eu ce spun aici este vorba de network marketing. Eu nu spun că ăsta nu este MLM. Da, e MLM, dar nu e vorba de schema piramidală. Acum nu este vorba despre MyWorld, nu? Da, dacă este firma MyWorld, compania MyWorld, care are legătură împreună cu aplicația Cashback, despre care vreau să vă spun, și plus aplicația Liconet. Ok, și MyWorld n-a fost Lioness sau ceva de genul? Ba da, este Lioness-ul de mai demult. Acum este Liconet, de ce? Doar întreb, pentru că am găsit pe net o grămadă de articole despre asta și toate ziceau că este un schem. Știi? Ok, da, știu de articole, că sunt o grămadă de articole și că au fost duse la... Totuși, de ce crezi că sunt aceste articole? Sunt oameni răi sau poate chiar așa sunteți voi, niște schemuri? Ce crezi? Ciprian, din câte știu. Spune-mi. Nu cred. Poftim? Spune-mi.
Te aud. Nu cred că dacă tu astea le-ai contactat, știi, sau te-ai uitat după toate astea, mă bucur că ești atât de, nu știu, de informat cu toate detaliile, dar nu cred că atunci mai are rost să continuăm această conversație. Ideea cu sistemul ăsta de cashback mi se pare cel puțin interesantă. Primești o parte din banii cheltuiți înapoi, doar că nu prea. O să primești niște procente înapoi din achizițiile făcute folosind cardul lor de cashback la firmele partenere. Poți să o privești ca pe reducere normală, deși nu prea este. Uite, să vă dau niște exemple. EMAG. Vrei să-ți cumperi un monitor la 850 de lei, dar vezi că e redus cu 24%, iar acum e doar 640 de lei. Reducerea e aplicată și instant rămâi cu banii economisiți. 210 lei. Sau uite, de exemplu, îți cumperi niște haine de pe Crop, cum de altfel îmi cumpăr și eu, și primești la o comandă mai mare, să zicem, un cupon de reducere de 20%. Și dacă data viitoare cumperi haine de 1000 de lei, plătești 800 de lei pentru că ai aplicat cuponul, iar cei 200 de lei îți rămân în buzunar. Ați înțeles unde bat bănuiesc și nu are rost să continui. Banii la reducerile obișnuite îți rămân în buzunar instant. Nu trebuie să faci cine știe ce matematică sau să faci cine știe ce chestii pentru ei sau să cumperi de mai mulți bani. Reducerea se aplică din start și din start plătești mai puțin. În schimb, prin cashback e mai complicat. Haideți să vă explic. Vă pun acum pe ecran un calcul făcut pentru aceste reduceri prin cashback al sistemului Lioness, actualul MyWorld, ca să înțelegeți mai ușor. Calculele sunt făcute din informațiile găsite pe net. Deci, dacă cumperi de la un magazin care are încheiat contract cu MyWorld, produse în valoare de 300 de lei, iar înțelegerea dintre ei este să ofere reducere de 10%, ești cu 30 de lei pe plus, ai zice. Doar că nu e așa. O să vezi imediat cum se împart cei 10% și unde e problema. 1% din vânzare, adică 10% din reducere, adică 10% din 10%, reprezintă comisionul de intermediere al MyWorld, deci aceștia încasează 3 lei. Nimic de obiectat aici. Tot 1% din vânzare, 10% din reducere, reprezintă ceea ce se cheamă restituirea imediată, ăștia sunt banii care se adună în contul meu de pe site-ul MyWorld, deci și eu încasez 3 lei. Nimic greșit. 0,5% din vânzare, adică 5% din reducerea de 10%, reprezintă bonusul persoanei care te-a recrutat. Deci persoana care te-a recrutat primește în cont 1,50 lei. E ok. La fel, 1,50 lei primește și persoana care a recrutat-o pe persoana care m-a recrutat pe mine. E ok și aici. Deci, dacă e să facem un calcul, 3 lei plus 3 lei plus 1,50 plus 1,50 egal 9 lei. Din 30 de lei mai ne rămân 21 de lei de împărțit pe care nu i-a luat nimeni. Adică 70% din reducerea de 10% a 300 de lei. Iar banii ăștia se duc în contul personal de poziții. O să revin imediat la contul ăsta. Și ca să poți retrage banii din aceste reduceri, trebuie să ai în contul de restituire imediată cel puțin 43 de lei sau cel puțin ăsta era pragul de acum vreo 2-3 ani. Și a nu se confunda banii din contul de restituire imediată cu banii din contul de poziții, care sunt mult mai mulți. Banii pentru restituire imediată au fost 10% din reducerea de 10%, adică 3 lei, pe care îi face dacă cumperi de 300 de lei, iar reducerea din parteneriatul MyWorld și magazin este de 10%. Adică trebuie să faci cumpărături de 1000 de lei ca să scoți 43 de lei, sau mai este o variantă, dacă persoanele aduse de tine și persoanele aduse de persoanele aduse de tine fac cumpărături de 10 de mii de lei, adică sute de milioane în banii vechi, și în felul ăsta ai putea să scoți 43 de lei, pentru că de la ei primești 0,5% din vânzare, adică mai puțin. Acum, întorcându-ne la cei 21 de lei banii din contul personal de poziții, ei bine, ca să-i retragi, că bănuiesc că pe ei vrea să-i retragi, că ei sunt atracția principală, pentru că mai degrabă ai dorit 21 de lei decât 3 lei, e bine, ca să-i retragi mai complicat. De parcă lucrurile nu erau deja foarte complicate până acum. Bun, deci cum să scoți banii din contul personal de poziții? Ei bine, trebuie să strângi vreo 215 lei sau pe acolo pentru a cumpăra o poziție. Adică să cumperi de 10 ori mai mult cu reducere de 10%, dintre care 80% sunt banii tăi, 10% în contul de restituire imediată, 70% în contul personal de poziții, ca să strângi cei 215 lei doar din contul personal de poziții pentru a cumpăra o poziție. Adică ar trebui să faci cumpărături de 3000 ceva de lei undeva pe acolo, dacă ai primi, cum să zic eu, reducere de 10%. Bun, ce faci mai departe cu poziția asta? Ei bine, prieteni virtuali, nimic. Pentru că trebuie să strângi tu cu ce aduci de tine și aduci de ce aduci de tine 70 de poziții pentru a putea retrage banii. Și din ăștia 215 lei înmulțit cu 70, tu rămâi cu 2502 lei și 60 de bani. Cred că ați înțeles cât de greu se fac banii pentru o poziție. Ei bine, acum imaginează-ți că trebuie să formezi cu ce aduci de tine și ce aduci de cei pe care ai adus tu 70 de poziții, ca în final să scoți 2502 lei și 60 de bani. Felicitări! Iar în tot timpul ăsta, atât banii din contul de restituire imediată, cât și banii din contul de poziții vor fi în conturile bancare MyWorld și se vor folosi de ei ca să facă și mai mulți bani și vor păstra dacă nu vei atinge pragurile minime de retragere. Dar ești băiat deștept în câțiva ani, timp în care va trebui să stai, să discuți și să convingi o grămadă de persoane să intre în sistemul ăsta, după ani în care ai cheltuit folosind cardul lor de cashback, tu și cu prietenii tăi, după ani în care ai făcut calcule peste calcule, o să-ți retragi cei 43 de lei și poate cine știe și cei 2502 lei și 60 de bani.
Poate. Pare profitabil, simplu și la îndemână și nici nu seamănă cu o schemă piramidală, nu? Și mai mult ca sigur vor apărea prin comentarii indivizi pe cum Bogdan, pe care l-am găsit pe un site mai devreme când făceam research, care vor zice: în loc să tot comentați pe degeaba, mai bine v-ați ocupat timpul cu alte lucruri. Dacă vă place să lucrați pentru alte persoane toată viața, faceți-o. Lăsați-ne pe noi, ăștia 5% din populație care suntem diferiți de restul lumii, să ne dezvoltăm afacerea. Nu vă obligă nimeni să intrați în Lioness. Nu vă convine, ok, sunt alții care doresc asemenea afacere. Eu sunt de 3 ani în Lioness. E de 3 ani Bogdan și bunesc că la cât stres a acumulat săracul, l-a îmbătrânit în an de câine. Dar Bogdan nu se lasă bătut. Va fi panou publicitar al Lioness pe banii și timpul lui, până va face cumpărături suficiente și va convinge suficienți oameni să se alăture și să facă cumpărături periodice folosind cardurile astea de cashback. Și uite așa, Bogdan a ieșit la pensie. Poftim cei 43 de lei și... cei 2502 lei și 60 de bani. Și calculele astea complexe și ideea de poziții mi se par fascinante. Și ideea e că în tot timpul ăsta, compania face ce vrea cu acești bani care ți se zic că sunt ai tăi, dar pe care nu-i poți retrage decât după probabil ani de zile, strig referindu-ne la cei 2502 lei și 60 de bani. O poziție scumpă, faci destul de greu banii de o poziție și ce să vezi, nu e de ajuns. Nu poți să-i scoți pe cei 215 lei sau când mai acum. Ai nevoie împreună cu restul persoanelor aduse de 70 de poziții pentru a retrage cei 2502 lei și 60 de bani. Deci nu ai primit banii înapoi imediat, simplu, cum e o reducere normală. La naiba, când cumperi ceva la preț redus de pe internet, nu trebuie să plătești suma integrală, ca să-ți primești poate reducerea mai încolo dacă ești bea muncitor și cumpere folosind cardul lor de cashback și îndemni pe alții să o facă. În tot timpul ăsta, tu muncești, poate fără să-ți dai seama pentru ei, tu îi promovezi, adică faci marketing pentru ei, tu trebuie să convingi persoane să folosească cardul lor de cashback, să le lămurești și să ai o grămadă de discuții cu ei, că sigur nu vor înțelege sistemul și pe lângă asta, tu cumperi folosind cardul lor de cashback, tu faci totul. Și pentru ce? E o întrebare retorică, nu răspundeți. O faceți pentru mărânțiși. Dacă o faceți. Hai să vă citesc și niște experiențe de ale unor oameni care au avut de-a face cu Lioness. Români, este totul frumos structurat într-un articol de pe evenimentul zilei evz.ro. Apetitul românilor pentru cumpărături a tras după sine și apariția unor afaceri care promit iubitorilor de reduceri cumpărături ieftine din mall-uri și benzinării. Desigur, este nevoie de plată în avans, care ajunge și la câteva mii de euro pentru a avea parte de reducerile mult visate. Lioness România s-a folosit de un astfel de sistem, investitorii fiind atrași de oportunitatea de a avea discount de la magazine precum Diesel, Diverta, Sephora, benzinării Lukoil și nu numai. Însă clienții companiei se plâng că nu pot să-și mai recupereze investiția și că totul e de fapt un sistem piramidal, iar reducerile nu sunt așa mari. Am dat banii și apoi nu i-am mai putut recupera. Horia Marinescu din Otopeni a ales la un moment dat să-și investească economiile în acest sistem. Am acceptat să mă scriu la Lioness. Am primit un card pe care îl prezentam după fiecare achiziție la magazinul cu care avea Lioness contract și primeam puncte bonus, care la o anumită valoare urma să se transforme în bani și să mi se vereze în cont. Agentul firmei m-a convins să depun 1550 de lei, reprezentând un avans de cumpărături pentru a putea face achiziții în rețeaua Lioness. Am depus această sumă la Banca Transilvania în contul Lioness Holding Europe AG și am primit chitanță. Ne povestește acesta. Banii trebuie retrași în 7 zile, apoi sunt sechestrați. După vreme, nemulțumit că reducerile nu prea existau, ori a încercat să iasă din această afacere și atunci au apărut complicațiile. În acel moment mi s-a băgat sub nas un contract care stipula că acești bani nu se mai dau înapoi dacă nu ceri în cel mult 7 zile. Acest contract se termină cu formula am luat cunoștință, puncte, puncte, puncte și urma locul pentru semnătură, dar semnătura nu exista pentru că eu nu am semnat așa ceva. Am contactat pe cei de la Lioness. Răspunsul lor a fost ceva de genul că dacă doream să depun undeva bani, trebuia să merg la o bancă. Ne mai povestește bărbatul. Și ce să vedeți, articolul nu se termină aici. Este un sistem piramidal care se aseamănă cu fostul Caritas. O bună parte din plângerile la adresa Lioness se referă la faptul că sistemul este unul de tip piramidal, câștigurile apărând doar dacă se atrag în joc și alte persoane. Dinu Horba din Zalău a fost și el cooptat la sfârșitul anului trecut în această afacere. În urmă cu 2 luni am investit 8600 de lei, echivalentul a 2000 de euro. Săracu. Ne spune acest. Am realizat că am făcut o prostie și atunci am încercat să ne trag investiția, dar se pare că nu este deloc ușor. Am început să povestesc și cu alții și se pare că nu sunt singur în această situație. Așa am descoperit că tot e doar un joc piramidal care se aseamănă cu fostul Caritas, spune Dinu Horbat. Pe lângă, ba chiar am găsit o persoană de pe sensul opus care nu era membru, ci deținător a unei firme de produse care se plânge de Lioness. Wow, spre mirarea nimănui. Bună dimineața! Am o firmă de produse pentru a-mi atrage... pentru a-mi atrage clienți, am fost încântat să fac contract pe un an de zile cu MLM-ul Lioness, căruia trebuie să-i dau 1% din vânzările mele, deoarece în contract îmi promite că va aduce clienți și mai mulți. Trebuie să scap prețurile cu 1-5% pentru a-mi atrage clientela. Acești clienți sunt așa numiți clienți Lioness, deoarece atunci când cumpără de la firma mea prezintă la caserie, separat de banii sau cardul bancar cu care cumpără și un card Lioness cu un cod de bare, cumpărături ce se înregistrează în bază de date și astfel contactul încheiat între mine și MLM-ul Lioness este justificabil. Problema este, cred că am fost înșelată, deoarece acest MLM
MLM m-a făcut să cred că mi-a adus clienți și că acest contract încheiat între părți este justificabil. De fapt, vânzările mele sunt aceleași și uneori chiar mai mici sau cu puțin peste medie și mai trebuie să dau și 1% din profitul meu acestui MLM. Cum s-a întâmplat? Am prins la casierie niște xeroxuri cu coduri de bare luate după niște carduri Lioness și când un cumpărător care nu avea card Lioness venea și cumpăra ceva de la firma mea, ceea ce cumpăra acest cumpărător intra în contul cardului Lioness al altuia care are acest card și care probabil că în ziua aia nu a făcut nicio cumpărătură. Am uitat să spun că un cumpărător Lioness nu poate prezenta cardul Lioness la mai mult de 3 cumpărături pe zi de la firma mea și astfel am eu clienți cu card Lioness. Mișto, nu? Cum demonstrez eu că sunt înșelaș, că de fapt acest MLM mă face să cred că am clienți? Și dacă stați să căutați pe internet, găsiți o grămadă de persoane care au experiențe similare cu cele prezentate în clipul ăsta. Evident, vor fi și persoane care vor spune că au experiențe plăcute, și anume primii din schemele astea piramidale și cei imediat sub, și alți afiliați într-un mod sau altul care au de retras foloase din toată schema asta. O mică parte este pe câștig, dar majoritatea este pe minus. Cam asta e și ideea unei scheme piramidale până la urmă. Acum hai să ne întoarcem 17 ani în urmă. În 2003 Lioness a fost înființată, era o singură companie care includea așa zisul multilevel marketing și sistemul cashback. Oamenii puteau să cumpere produse din magazinele afiliate cu Lioness cu cardul de cashback și să-și primească înapoi din bani 1-2%, mai mult sau mai puțin, din banii cheltuiți. Asta însemnând cashback-ul, iar pe lângă puteau să aducă și alți oameni în program și să primească bani de pe urma lor și de pe urma oamenilor aduși de oameni aduși inițiali. La modul eu l-am adus pe Gigel, iar Gigel l-a adus pe Mirel, iar eu iau bani și pentru că l-am adus pe Gigel, dar și pentru faptul că GGL l-a adus și pe Mirel. Și ăștia însemnând automat indivizi care intră în sistem și care cumpără și chestii. Dar, din ce am găsit și prin arhivele internetului, pe lângă puteai să plătești un așa zis avans, fără să primești vreun produs în schimb, iar după trebuia să convingi nu știu câte persoane să plătească și le un avans și la nu știu câte persoane aduse de tine scoteai o sumă mai mare de bani. Și uite așa zbăgai în horă prietenii, familia și apropiații, dar la un moment dat muzica se oprea. Gata și cu hora, pentru că numărul de oameni de pe planeta asta este limitat. Nu au cum să cadă în schema piramidală oamenii la nesfârșit, pentru că unii se prind de schema piramidală pentru că nu mai găsești alte persoane de adus. La un moment dat, piramida nu poate să devină mai mare. Ca de exemplu, din ce scrie și pe site-ul ăsta numit The Affiliate Doctor, dacă plăteai un avans de $75 și mai aduceai încă 50 de persoane, scoteai $873 înapoi. 50 de persoane, da? Dacă nu aduceai numărul de persoane, puteai să-ți iei adio de la suma plătită în avans și ai pierdut o grămadă de timp în care să încerci să convingi oamenii degeaba. Ceva similar cu ce au făcut în Italia mai recent, vă aduceți aminte că v-am zis că autoritatea italiană pentru concurență a zis că compania este o schemă piramidală. Am menționat asta pe la începutul clipului. Și profitând de faptul că vezi tu prin cashback primești un procent din suma plătită a produselor înapoi, oamenii erau ademeniți să plătească €2400 pentru a ajunge la primul nivel de comision, pentru a deveni un marketer premium Lioness. Iar ei trebuiau la rândul lor să aducă oameni care să folosească sistemul de cashback și să încerce să-i convingă să plătească și ei suma de bani pentru a avansa în carieră. Și uite așa a fost banată compania în Italia și a primit o amendă de €3.200.000. Și făceau chestii similare și în România cu contul business, unde le dădeai $2000. Vedeți pe ecran, puteți să puneți pauză și să citiți niște chestii luate din arhivele internetului, cum încercau diversi indivizi tehnici de manipulare pentru a atrage oamenii în schemă, ca mai apoi să încerce să-i convingă să plătească cei $2000 pentru contul business. Și acum am înțeles că nu se mai practică ideea asta de cont business. 10 ani mai târziu de la creare, în 2013, Lioness-ul a despărțit programul de cashback și așa zisul MLM, care includea avansul despre care am discutat mai devreme. Programul de cashback a devenit Cashback World, iar partea de MLM a devenit Lioness. Apoi, pentru a crea confuzie oamenilor care investigau compania, Lioness a devenit MyWorld și au schimbat numele, dar degeaba au făcut asta degeaba. Am vorbit și pe la începutul clipului asta, cum că deși și-a schimbat numele, eticheta de schemă piramidală a rămas în continuare, pusă în mai multe țări și amenziile au fost date. Amintiți-vă de amenda uriașă din Italia de €3.200.000. Da, mai sunt chestii de zis despre Lioness, categoric sunt mult mai multe chestii de zis, e un rebitul imens, cred că v-ați lămurit până acum de asta, dar cred că ați prins deja ideea, când trebuie să te justifici ca business că nu ești un schem, păi probabil că ești un schem, nu? Deși este susținută ideea că nu este o schemă piramidală, ci că este doar o comunitate care este bazată pe cumpărături, din care se ieși mai ieftin și din care comercianții se vândă mai mult, iată aici un clip cu fondatorul Lioness care explică că este de fapt vorba despre poziții și poziții și poziții. Și de ce vă aduce asta aminte? Wow, parcă de o schemă piramidală, nu? Să este poziționăm.